Elia Dean Petrache, pe el îl puteți găsi pe internet deocamdată până la fazele de bootcamp, acolo unde a trecut mai departe cu 4 de da. Este în echipa Loredanei. Nu pot câștiga cu el anul ăsta, dar nici nu pot să-i pun bețe în roate, pentru că e talentat, cântă senzațional și cu chitara și cu vocea. După cum ați putut auzi, salut! 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 Ce zici? Salut. Bine, mă bucur că sunt aici. Încă mai ai emoții când cânti, ceea ce e un lucru bun. Da. L-am rugat mai devreme să cântăm ceva împreună și poate facem după pauză, n-am repetat nimic. El a zis că nu, domnule, că să nu ne facem de râs, cât să putem să ne facem de râs de când ne-am făcut vineri seara la cântare? Facem și noi ce putem acum. Da. Zim cum ți-a fost după X-Factor. Ce zice lumea? Uite, deja primesc mesaje, te-au tagat colegii de-ai noștri de la X-Factor. Mulțumesc, pentru că mulțumesc frumos. E fără hate acolo, sper anul ăsta. Doamne ajută. Pă, ce să zic? În primul rând, mi-au crescut foarte mulți urmăritori pe Instagram. Ia, cât ai? Am făcut 11.000 și ceva, vă mulțumesc tuturor. Follow Adrian Petrache, că tot am zis într-una lucrul ăsta. Adrian Petrache, bun. Și a fost o bucurie foarte mare, normal, pentru mine și toată familia mea și colegi de la facultate, de la școală. Pe acasă vreo critică? Normal, zi, că au fost și critici. Ce ți-au zis? Ce trebuia să fie mai bine? Sincer, s-au luat de mine, domne, chitara nu era perfect acordată, tot așa, normal că întotdeauna este e loc de mai bine în orice. Însă, ce să zic, a fost ok, mă bucur că am ajuns în trending, nu mă așteptam să ajung acel clip, să ai audiția în trending. Și ce să zic, a fost... Hai să-ți iau un microfon, că ți s-a oprit la varia sau m-a... Ia fii atent, ia vezi că acum te și auzi la televizor. Și naiba, mă, gata. Zi-mi dacă îți pregătești momentul de bootcamp și dacă vrei să faci altceva. Sau tot tu cu chitara. Bine, dacă poți să o ne să zici. Fie... Nu prea pot să vă zic, foarte multe. Dar am pregătit niște melodii. Mulțumesc Loredanei că se ocupă de mine și îmi dă sfaturi în absolut tot ce fac. Și chiar și înainte să vin aici am sunat-o, da? Ce îmi spui, cum e ok, nu e ok, nu știu ce. Și vorbesc foarte mult cu ea și e minunată, se ocupă foarte mult de noi toți. De noi toți, da. Și de obicei e foarte greu să vii în bootcamp cu un moment peste audiții. Să știi, să ții minte asta. Asta e un stres pentru toată lumea, că da, audițiile de obicei sunt cel mai bun moment al tău pe care ți l-ai pregătit. Și în bootcamp așteptările sunt mari. Îi urez succes, chiar dacă nu-i la mine în echipă. Pentru că e talentată. Stai și tu pe pauză, încercăm să cântăm ceva? Hai că găsim un refren. Hai,